Autoritățile locale de la Petroșani sunt partenerii școlii gimnaziale numărul 7 în cadrul unui proiect internațional. Nu puțin sunt elevii din municipiul Petroșani care au rămas singuri acasă în timp ce părinții lor au plecat la muncă în străinătate pentru căutarea unui trai mai bun. Obiectivul general al acestui proiect este acela de reducere a fenomenului de părăsire timpurie a școlii în regiunea Sud-Vest Oltenia și regiunea Vest prin creșterea numărului de elevi și tineri menținuți și reintegrați în sistemul educațional. În principiu e vorba despre un proiect cu finanțare europeană în care școala gimnazială numărul 7 este partener împreună cu noi, cu administrația publică locală. E un proiect făcut împreună cu asociația EduLife din Craiova și se referă la copiii care sunt în situații deosebite și în pericol de abandon școlar și alte lucruri. Eu am făcut doar această introducere generală, pentru că ideea de a intra într-un astfel de proiect a venit acum 2 ani de zile, un an și jumătate, în care am avut discuții cu domnul Sile Pop în legătură cu situația copiilor care au părinții plecați în străinătate la muncă și copii care de cele mai multe ori rămân cu neamurile acasă, cu o mătușă, cu o bunică sau sunt și cazuri în care rămân singuri cu frați mai mari. Și atunci acești copii practic rămân oarecum nesupravegheați sau sub nicio formă de asistență socială sau psihologică și depărtarea aceasta de părinte duce la situații, din păcate, legate de abandon școlar și de alte lucruri. Prin acest proiect se dorește, practic, asistarea, îndrumarea și ajutarea acelor copii care au părinții plecați la muncă în străinătate. Cei care sunt direct implicați în acest proiect de prevenire a abandonului școlar ne spun mai multe despre această activitate care va implica mai mulți elevi. Vor fi acordate burse școlare, dar se va realiza și o școală de vară pentru acești tineri. În momentul de față, proiectul nostru, intitulat Stop abandonului școlar, se află pe lista câștigătorilor, fiind la poziția a 6-a pe țară. În ce constă acest proiect? Pentru prima oară se aplică 3 modalități de intervenție la nivelul copiilor. Pe lângă cele 2 intervenții, școala de după școală și modalitățile obișnuite ale noastre, devine cu ca stringentă activitatea din timpul verii. Deci vom introduce inclusiv școala de vară și consilierea celor care au rămas ca tutori sau reprezentanți legali ai copiilor. În momentul de față vă pot spune că la nivelul orașului, pentru că noi ne-am gândit nu doar pentru copiii cei care se află în șerpărie sau în aeroport, ci ne-am gândit la toți elevii și copiii care au probleme din Petroșani, vă putem spune că 140 de elevi vor beneficia de o bursă și spunem că este una dintre cele mai mari burse care în momentul de față se dau în țara noastră, de o bursă lunară de 400 de lei, aceasta cu condiția să frecventeze școala fără a avea absențe nemotivate. La aceasta se adaugă consilierea pe parcursul a 4 ore în care cadre didactice, la fel, care vor fi motivate, vor efectua o oră de identificare a problemelor pe care acești copii le prezintă, o oră de lucru în echipă pentru rezolvarea unor teme de casă, iar în timpul vacanței a unor probleme cu care tinerii copiii se identifică și 2 ore vor înlocui părinții care sunt plecați în străinătate, jucându-se și împreună cu copiii, desfășurând activități de loazir. La nivelul orașului Petroșani va fi creat un centru educațional finanțat de către comunitatea europeană. Acest centru educațional se va afla la școala 7. Vor fi incluse 28 de cadre didactice care vor lucra cu acești copii. Acești 28 de cadre didactice nu vor fi doar de la
școala generală numărul 7. Așa cum am spus, ideea aparținând domnului primar a venit nu doar pentru școala 7, ci pentru întreg municipiul nostru. În proiect sunt cuprinse 4 instituții școlare, 2 din județul Dolj, respectiv o școală gimnazială de la Filiaș, o școală gimnazială de la Sadova, iar la recomandarea noastră în proiect a fost introdusă și școala gimnazială numărul 3 din Lupeni. Este pentru prima oară când, la nivel țării, se lucrează cu microgrupuri. Până acum aceste activități se desfășurau cu 20-25 de copii. De data aceasta, maximul va fi 5 copii, pentru că încercăm să demonstrăm și să convingem fiecare copil că este important pentru noi, iar în cadrul microgrupului din care face parte, el este o piesă de bază care poate să ducă la reușita întregului grup a activității pe care fiecare microgrup, cei 5 copii, o desfășoară. În momentul de față, noi am identificat 104 copii. Sigur, din acești copii se va face, cu acești copii se va face o selecție, pentru că sunt copii care au și posibilități financiare, lipsindu-le doar dragostea maternă. Am omis să vă spun, poate nu este deloc neglijat, faptul că bugetul nostru este undeva la 8 miliarde jumătate, o importantă contribuție având o administrația locală, Consiliul Local, Primăria Municipiului Petroșani. De fapt, acum 2 ani, când am primit această temă de casă, exact aici, în această sală, s-a spus de către domnul primar, voi sprijini orice proiect care este în interesul și în favoarea tuturor copiilor din Petroșani. De aceea nu ne referim doar la școala 7, ci la copiii din din întreaga comunitate. Noutatea proiectului e școala de vară, care se știe că în România e de fi greu vara la școală. Cât timp ține la școală sau cum va fi? Vor fi 4 ore pe zi în timpul verii. Cadrele didactice care vor lucra vin din timpul lor liber. Vor fi și ele motivate pentru acest lucru, pentru că așa este normal ca toată lumea să fie motivată. Iar activitățile care se vor desfășura nu vor fi legate de învățământ, ci vor fi legate mai mult de o conduită responsabilă, de o conduită civică, morală, în timpul verii și mai mult axată pe joc. De mare interes, spunem că va fi și introducerea în timpul verii a programelor de cunoaștere a IT-ului. Valoarea totală a proiectului este undeva la 40 de miliarde. Noi, ca școală Petroșanu, avem cea mai mare sumă alocată, este undeva la 8 miliarde 700 de milioane. După noi, ca alocare, este școala de la Filiaș, urmând pe urmă, sensibil legal, școala de la Sadova și școala de la Lupeni. Proiectul a demarat deja, suntem în faza de întocmire a documentelor. Vreau să vă spun că există o birocrație strictă care nu putem să ieșim din ea. Finanțatorul este finanțatorul, are dreptate în toate condițiile pe care le pune și, repet, este comunitatea europeană prin domeniul major de intervenție, diminuarea, prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii. La nivelul municipiului Petroșani sunt în jur de 100 de tineri din învățământul primar și gimnazial care se află în riscul de a părăsi sistemul educațional. Alți 40 de tineri au renunțat la școală. Toți elevii din grupul țintă vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 400 de lei lunar.